În prag de an școlar, elevii din mediul rural care fac naveta la unitățile de învățământ din municipiul Râmnicu-Sărat își pot face abonamente la preț redus. De mâine, aceștia pot profita de oferta Societății de Transport Urban de Călători, iar toată luna vor circula la jumătate de preț. Menținem aceleași reduceri în luna septembrie și o să fie și probabil și în luna decembrie. Pentru elevi, abonamentul pe luna septembrie este redus cu 50% față de tarif normal. La fiecare început de an școlar, Societatea de Transport Urban de Călători a încercat să vină în sprijinul elevilor navetiști. În 2014 au fost înființate noi trasee pentru tinerii din județele Vrancea și Brăila. Mai mult, anul acesta elevii vor beneficia de condițiile bune din cele două minibuze noi, achiziționate recent. Măsurile au efectul scontat, iar numărul tinerilor care circulă cu mijloacele de transport în comun este în creștere. Avem ceva mai mulți elevi navetiști, din fiecare an sunt cu 10%, 15% mai mulți decât anii precedenți, dar asta se bazează pe baza politicilor noastre de atragere și de fidelizare a acestora și nu pe baza natalității sau a unor situații demografice. Conducerea Societății de Transport Urban Călătorii asigură pe elevi că în lunile care au mai rămas până la sfârșitul anului, prețurile abonamentelor vor rămâne neschimbate.